Salutare tuturor, lumea și bine v-am găsit la un episod de Sam, fraților. Bă, ce facem, frate? Azi jucăm pe Red Bagged. Băi, am vrut să intru mafii pe Bizon, știți și voi, dar după aia îmi dau seama că pe Bizon sunt legale modurile Cleo. Adică, practic, dacă ai moduri Cleo, poți să intri în mafie, ceea ce este foarte nasol, pentru că în Cleo poți să-ți bagi aimhack și... Practic, dacă îți bagi aimhack în Cleo, n-are cum să se detecteze la TSTV. Asta este foarte nasol. Deci, prin urmare, prin faptul deoarece, pentru că o să intru mafii pe Bagged. Stați că e muzica cam prea tare din câte văd eu. Ok. Deci, prin faptul, pentru că, prin urmare, deoarece o să intru în mafii pe Bagged. Nu mă criticați. Pentru că joc pe ce vreau eu, frate. Joc unde vreau eu. Am zis că baghetul de căcat. Bine, de căcat că eram nervos. Nu-i mai șmecher baghetul decât bizonul, în niciun caz. Tot bizonul rămâne mai complex, mai alea. Acum vreau să văd ce update-uri au mai băgat băieții de pe baghet, dar oricum tot bizonul rămâne mai complet. Vedeți, joc pe baghet, am cont cu level 40 și 985 de RP-uri din 122, fac imediat 1000, deci practic am level 47-48 pe acolo și eu încă zic că Bizon nu e mai fain, pentru că are multe sisteme unice, frate, și mult mai șmechere. Deci nu țin cu bugget în niciun caz, doar joc pentru că aici sistemele de mafii sunt mult mai complexe, adică nu te lasă cu Cleo. Foarte bine că nu te lasă, pentru că poți să-ți bagi aim în Cleo. E o fază cam o mică problemă, adică dacă îmi bau GTA în full screen, nu filmează. Și am și 20 de FPS-uri. Nu filmează când vreau să filmez, mă refer. Și nu știu cum să fac live de la War-uri, pentru că nu pot să joc în Window Mode, pentru că mi se vede un pic mai lăguit. Adică merge un pic mai lăguit mouse-ul, mă refer. Jocul merge ok, 900 de FPS-uri. Dar mouse-ul merge mult mai nasol. Și nu pot, frate, nu pot să joc, pur și simplu. Nu pot să joc așa, nu trag bine cu arma. Și va trebui să fac, cred că, live cu Shadowplay. Nu știu. Nu sunt sigur, va trebui să fac live cu Shadowplay, cred că. Așa că, da. Nu știu. Hai să vă la Paint. Bine, mi-am schimbat un pic ținta, mi-am schimbat niște moduri aici, uite pe mafioții, băieți, barosani. Oricum mai trebuie să joc ceva ore ca să pot să aplic. Bygone. Ia uite ce lugui merge, nu știu. Nici nu pot straca lumea. Na, deci uite cam asta, uite asta e ținta. Trage un pic mai sus, nu știu de ce. Dar la distanță cred că trage ok. Ia. A, bine, trage un pic mai sus acum pentru că am GTA-ul în window mode. Dacă îl pun pe full screen. Stați un pic. Cred că așa ar trebui să trag ok. Ia. Da, dacă îl dau pe full screen trage super ok. Dacă îl dau pe window mode trage de căcat practic. Poate fi de la moduri, nu știu, oricum o să încerc să rezolv problema asta. Sper să o rezolv. Ia. Da, super ok. Hai să vedem. Ce să fac acum? Habar nu am. Chiar habar nu am, sincer. Cred că aș da un rob. Chiar aș da un rob, frate. Hai să dăm un rob. Asta e dacă dăm fail. Mi-asum, pot să dau fail pentru că nu pot să trag bine. Cu GTA-ul așa. Plus că 14 red am mulți prieteni. Mă cunosc cu ei. Și na. Ar fi super ok să joc aici alături de băieții mei. Adică am și reputație în mafie, că pe contul ăsta mai fost în mafie. Și am și reputație în mafie, tăcă. Și na, deci practic contul e bazat, a fost de nu știu câte ori ruș în mafie, aș cred că fixă ruș în mafie o să și aplic. Dă Italia în mafia, cred că nu dă ruș în, sau maf, dă ruș în mafia, cred că dă ruș în mafia. Zero turf vreau băieții. Mamă, nasol de ei. Azi că intru eu pe turf să vezi cum le dau bână la băieți. Sau nu știu neapărat dacă o să intru mafii, dar pe mafii vreau să intru pentru că aici n-ai voie cu Cleo, ceea ce mi se pare cea mai faină invenție, că n-ai voie cu Cleo. Oricum, contul o să-l las pe sleep foarte mult, pentru că vreau să fac foarte multe RP-uri. Deocamdată am 986, până mâine fac și 1000. O să las 24 din 24, deci dacă mă vedeți online, nu îmi trimiteți mesaje pentru că sto... Bine, nu tot timpul. Dacă vă răspund la mesaje, e ok. Ah, by the way, am și cu premium. Deci, suntem băieți periculoși, cum s-ar spune. Și am nu știu câte chestii aici, deci practic de-aia am și zis să mă apuc.
Bine, o să joc și pe Bizon din când, poate intru în facțiune pașnică pe Bizon, dar zic așa, aici o să joc în Mafii. Unde-i frate ăla? Da, uite-l aici. Deci, practic, pe Bizon o să intru în pașnică. Cel mai probabil. A, am intrat aici cu mașina, minunat. Și cum mai ies? Nu se știe. A, și zic, uite-l am în sâfu. Minunat, cum am scot mașina de aici? Wow! O veni poliția. Culcat. Cuclat. Hai să dau repede heal aici. S-a mort-o, bă. Bă, cam iaș. N-am ce să fac. Ăla e polițist. Dar e off-duty. Ba nu, nu e off-duty. Futus civilul. GG. Da, m-a băgat la jail, n-am cât să fum. Da, mă, băieți, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați butonul de subscribe la canal. Dacă mai aveți episod în continuare, o să filmez din Mafii. Cred că din Mafii, nu sunt sigur. Hai să vă arăt FH-ul acestui account minunat. Red panel cu buget. Stați un pic. Let me make something. Atâta vreau să fac. Să nu vedeți data din colț, pentru că putem să faceți post. Nu asta. Ah, ba da, Faction History. Ia uite-l, frate. Ce ziceți, mă, băieți? FH de FH. Demisia acceptată, Italian Mafia. Italian, nu Russian, vedeți? Italian. Am fost și în The Russian Mafia. Uite aici Los Vagos 3 zile wipe. Deci am fost practic în multe facțiuni și m-ar accepta, dar mai trebuie să joc. Uite, dacă vreau să aplic în Grove Street, mai trebuie să joc că 13 ore practic. Deci trebuie să jucăm ca să intrăm în Mafii. Da, sper că v-a plăcut acest episod. Nu ezitați să apăsați butonul de subscribe dacă mai aveți episoade în continuare de San Andreas Multiplayer, my friends. Și ne vedem data viitoare. Salut!